Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Bendy and the Ink Machine, capitolul 2, după cum bine vedeți aici în dreapta jos. Câțiva dintre voi știați deja că s-a lansat capitolul 2, s-a lansat cât timp eram bolnav de sigur, același lucru ca și cu My Summer Car și nu l-am putut juca, dar acum cum am făcut bine, este timpul să aruncăm și noi o privire peste joculețul acesta, capitolul 2. Hai să vedem. De data aceasta a trebuit să cumpăr jocul, primul a fost gratuit, al doilea, adică acesta, mă rog, e același joc de capitolul 2, a costat $7. Cu tot cu taxe, $7. Hai să vedem. Adică... Chapter 2. Pentru un singur capitol, $7. My head, what happened? Țineți minte că am căzut de deasupra, ne-a alergat ceva. Uhuu! Hai să dăm sensibilitatea mai mică. Well, I guess there's only one to press on, see if I can find anything away. A way out? Ce scrie? N-am apucat să citesc. Find a new exit. Deci știm foarte bine că am venit aici de la recută și... da, am încheiat episodul. Parcă am căzut de undeva de deasupra, dacă nu mă înșel, dar nu știu cine, nu e nicio gaură. E un simbol, chestie, trestie, mi-am ce aminte de Full Metal Alchemist. Bendy and the Ink Machine este un joculeț oarecum horror, dacă îl mai țineți minte, l-am jucat acum mai multă vreme. Am jucat primul capitol, care a fost gratuit, și acum îl jucăm pe al doilea. Cred că are undeva la 4 capitole, nu știu, am văzut acolo la început, în dreapta jos, că ne scria și stau prea... În episoadele de ieri stăteam prea în față, știi, și nu mi se vedea cealaltă parte de cap, trebuie să stau mai departe. Dar după aia dacă stau prea departe, stau prea departe de microfon. Ok, hai să ne jucăm. Să vedem ce se întâmplă. Hai să dau volumul mai tare ca să mă sperii. Ok. Deci cred că trebuie să sparg alea de la ușă. În episoadele de ieri. Scurt. În episoadele de ieri, din cauza faptului că am reconectat calculatorul, s-a stricat ceva la program cu microfonul. Am reconectat microfonul la calculator. Ce ne-am zis? Habar n-am. He will set us free. Unde vei putea să te sperii de așa ceva? Eu credeți-mă că poți să te sperii de așa ceva. How did this place get so big? Poate o să iasă al treilea capitol mai repede acum, pentru că acest capitol costă bani și poate va avea bugetul necesar. E prins from the shadows. De ce nu are subtitrare aici? A, de fapt avem scrisul, da. Ce idiot sunt. I'll sing them for now. Okay. Love requires sacrifice. Can I get an amen? Un amin. Interesant. Sicriu, chestie, coștiu. Da, poate acum va scoate următorul capitol mai repede pentru că va avea ceva bani de pe urma jocului. Mă, primul capitol era gratuit, nu? Nu mi-aduc aminte să fi plătit pentru el. Ce asta smoală? E apă sau? Pare smoală. Habar n-am. Da, și am reconectat. Wow, ce naiba ăla? Can you help me? Where the hell did he go? Poate tipul ăsta face aceste desene pe perete și trece prin ele? Adică uitați-vă, ar fi putut să intre prin perete, să lase semnul și să lase pancarda aceasta, că mergea cu ea în mână. Da, și în episodul de ieri... Beau cumva zmoală? De fapt nu e zmoală, ink e cerneală. Cerneală, nu zmoală. Pare că înghite așa forțat, știi? A, nu cred că înghite. A, nu, doar le ia. Ban... Zic că sughită. În pare că e un buton. În episoadele de ieri n-am putut să controlez sunetul jocului. Deci, acum cu programul ăsta care filmezi e foarte șmecher. Oh, redirect power to the gate. Trebuie să facem...
Aha, deci n-are destulă energie chestia asta ca să o apăsăm momentan, da. Și în episoadele de ieri n-am putut să controlez sunetul jocului. Programul ăsta cu care filmez eu acum e foarte șmecher și pot să îmi dau vocea mea mai tare sau mai încet și pot să dau sunetul mai tare și mai încet după ce am filmat. Deci nu o să mai am probleme să se audă jocul prea tare sau să mă aud eu, mă rog, înțelegeți ideea. Să mă aud eu peste joc sau jocul peste mine. Și folosesc programul ăsta de ceva vreme. Dar ieri mi s-a stricat filmarea și nu puteam să dau sunetul jocului mai tare sau mai încet. Și când se întâmplă o chestie de asta, dacă e sunetul jocului prea tare, se strică filmarea pentru că se poate auzi peste mine. Și asta vreau să vă zic, că acum am control iarăși asupra volumului jocului. Să vedem. Mă, asta e un buton? Da, e un buton! Ah, cred că și ăla era un buton. Fugi! Da, nu-i că ar fi trebuit să ne întoarcem aici. Cred că ăsta e ultimul buton. Da, și foarte șmecher că pot să controlez sunetul jocului separat de vocea mea. Pentru că îl pot da mai tare, mai încet. Mi-aduc aminte, am stricat atât de multe episoade când eram la început pe YouTube, iar stau prea în față. Bă, mă enervează. Ok, stau așa. Și concentrați-vă puțin. E mai bine? În fine. Când eram la început cu canalul de YouTube, niciodată nu reușeam să fac vocea mea mai tare decât jocul. Sau, de fapt, se auzea jocul prea încet. Nu puteam să le echilibrez. Și mereu stricam episoadele. Ok, mâine, astăzi este luni când vă uitați voi, luni și când înregistrez eu. Hopa! Ah, ne-am nimerit! Raise the gate! Ok, putem să pornim poarta. Mâine apare Outlast 2, băieți. Outlast fucking 2. Bă, nu știu, personal, eu cred că Outlast 2 e un hype foarte mare. Pregătiți-vă, toată lumea de pe YouTube cred că o să joace Outlast 2. Toți YouTuberii posibili. Însă nu o să mă grăbesc foarte tare să termin Outlast 2. Așa că în momentul în care se va lansa, nu vă așteptați la mine să fac un live stream sau ceva, să termin Outlast 2 cât de repede pot. Voi face la fel cum am făcut și cu Resident Evil 7, în care pur și simplu joc, voi juca jocul încetişor. Mai bine mă bucur de el încetişor decât să mă grăbesc să-l termin. Dar cine v-a auzit? Find a new exit. Mănâncă ochiul. Parge tot. Find a new exit. Ok. Nu credeam că pot să deschid ușa. Ce caută acolo? Da. Ok. Bine, mă ne-n... Uh-oh. Ding, 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 ding. Și că bate cineva la ușă. Da. Bă, nu știu, eu cred că Outlast 2 nu va fi chiar atât de șmecher ca Outlast 1. Nu știu, am mai văzut ceva trailere și nu pare chiar atât de șmecher Outlast 2. Cred că va fi un joc bun până la urmă, dar nu cred că va fi mai bun ca Outlast 1. Cred că tot Outlast 1 rămâne baza. Nu știu, așa zic eu, vom vedea. Dar îmi place să nu am așteptări mari de la jocuri, ca după aia să pot să fiu dezamăgit. Trebuie să ne uităm după orice detaliu în jocul ăsta, adică o să ratezi. Ok, cred că mai întâi trebuie să găsim o ieșire și apoi ne dă obiective, gen să apăsăm pe butoane, pentru că... A, avem un microfon. Bună dimineața, doamnelor și domn... Am crezut că a apărut chestia aia dată. Da, eu am și volumul jocului la maxim, adică... N-am... Eeeeee... Ăla nu era acolo. Lo. Mă, mă sperie fața aia. Every day, the same strange thing happens. It will be up here in my booth. The band will be... Okay. Cred că vorbește de tipul ăla de jos. Zice că se mută și vine aici înapoi? Hai să pornim filmul. Hey, Bendy, ne uităm la un filmuleț. I have half a mind to talk to Mr. Do about all this, but then again, okay. Okay, 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 I got it, I got it. Am înțeles ce se întâmplă aici. Hai să mergem înapoi la...
Oh my god, bă, mi-e cam frică pe bune, deci... Mi-e friculiță, băieți. Ia să cinem. Ink machine over... Ce neva s-a auzit? Ai oprit cumva filmul? You fucker. Sunt doi. Deci n-a coborât ăla. Și dacă mor la loc sus, coboară jos. Nemernicul! Oare merge acum? Wow! S-a aprins o lumină aici, dar... Asta trebuia să fac să par... Cine e pe asta? S-au aprins luminile, da? Trebuia să trag de manetă. Păi, toată petrecerea. Ok, și dacă s-au aprins luminile, care-i faza? Sunt confuz. Hello? Oh, trebuie să... Aha! Trebuie să-i lovesc când vin spre mine? Ce? Ha, ok. Timing, recording. Ne filmează. Păi și oare am viață sau cum funcționează? Hei, băieți! Se deschide chestia? Nu. Poate acum trebuie să apăsăm pe toate instrumentele? Ding! Ding! Bum! Spune-mi că funcționează. Aș... Oh, fuge mouse-ul singur. Și acum pe pian! La naiba, tot nu merge. Și unde trebuie să mă duc eu acum? Oare pot să intru aici? Nu pot, ha? Și unde mă duc atunci? Unde ne vine muzica asta? Cine a pornit muzicuța? E o ușă secretă? Ăștia coboară când eu urc. N-au stres, băieții. Oh, s-a deschis zona asta! Oh, uite-l pe acolo. S-a deschis această zonă. Ok, totul are sens. Spooky! Bună! Te văd acolo. Dar ai puțină răbdare să vedem noi ce e pe aici. Bea tot ce prinzi. Înghite, mănâncă. Ok. Nu cred că am ratat nimic. Hello! There's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. I will just stop that ink from flowing. Maybe I can get in. Da. Deci, nu pot să porn... Nu pot să trec mai departe, pentru că e o înfundătură. Și nu pot să deschid pompa aia, ca să scap de prima înfundătură, pentru că e altă înfundătură. Înfundătura înfundăturilor. Un lock wall is closed. Tip. Retract. God damn it. Deci nu... So I go to my dustpan from the hall closet the other day and guess what? I can find stupid keys. It's like... Garbage cans. Oh, trebuie să ne uităm după gunoaie. Ok. Aici ne-a dat un mix fătuleț. Ăla nu era acolo. Era? Trebuie să ne uităm după un coș de gunoi sau am eu impresia greșită? Aici nu e niciun coș de gunoi, în zona asta nu putem să trecem. E cam ciudățel jocul. Alt coș de gunoi. What's up, what's up? Cheile! Opa!
s-a auzit. Zic că nu mai atacă chestiile astea pentru că nu-mi place. Please! Ok. Și acum pot să deschid? Păcălit. Mai e vreo cheie pe aici ceva? On. Find Sammy's sanctuary. Every artistic person is a sanctuary. To enter, you need only know my favorite song, the drum thunder in triumph, the banjo playful plucks, the banjo once again, the drum, banjo, drum. Okay. Deci trebuie să cântăm instrumentele într-o anumită ordine. O să mă atace! Get the fuck out! No, 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 no. E chestia nasolului când te atacă mai mult. No, 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 you are not missing anything. Boom! Care naiba? Care e banjo ăsta? Cred că era... No, nu cred că merge așa. Teoria mea e că eu am făcut sunetele pe care mi le-a zis. Dar s-ar putea să fie nevoie să mă grăbesc și să pornească filmul acela. Cred că trebuie să fac sunetele cât timp e pornit filmul. Așa că ne zice odată... Nu. Deci ne zice asta. Yes! Ha, v-am zis eu. Ok. Enter the sanctuary. Flow. Yo, 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 flow. Okay, that should do it. Return to Sammy's office. Oh, okay. You fucker. Oh, God. Okay. Ce naiba? Omoară ăștia! Dar aproape mort. Nu, nu, nu mi-a revenit. Nu-mi dau seama de timing-ul. Credeam că trebuie să apăs când vin spre mine, dar nu merge așa. Și după aia dacă apăs și... Adică dacă n-apăs la momentul potrivit, mă lovesc, știi? Și eu așteptam prea mult. În fine. În fine. Mă bucur că am rezolvat puzzle-ul ăla. Credeam că o să mă blochez acolo. Ok. Pentru că nu știam ce naiba nu funcționează. Credeam că nu știu instrument. Wow, 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 wow. Boom. Get out, boy. I'm control. It's time to believe. You gotta believe. Ok. Da unde ne mă duc acum? Ah, mă duc să pornesc. Uh-oh. Cine mai e? Ăsta era de la început care a trecut prin perete. Bă, dar mi-a dat o bucată în cap, am rămas pe loc. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. Oare pătrățele, nebun? I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. Ok. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait. You look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us. Our Lord. Sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison. This inky, dark abyss I call a body. Quiet. Listen. I can hear him crawling above, crawling. Vine. The ritual must be completed. Ești urât, mă. He will hear me. He will set us free. Ok, înțeleg că în jocul ăsta eu sunt blocat aici, dar nu înțeleg care e faza cu tipul acesta. Nu prea am fost atent. Dacă știți voi, să-mi spuneți în comentarii. Dacă ați înțeles în întregime povestea jocului.
sleep. Rest your head. It's time for bed. In the morning, you may wake. Or in the morning, you'll be dead. Whoa! Oh, ăsta e Bendy. Îl vom vedea pe Bendy, sunteți gata? Văd că puseau toporul ăla de acolo. Ok. Trebuie să scăpăm, băieți. Hello. Deci el e Bendy? El e ciudatul. Hello neighbor. No, you goofy. Wow. Boris? Boris. Nu. Se numește Goofy. Ăsta e cel mai amuzant joc horror pe care l-am jucat vreodată. Adică e foarte e un horror puțin tel așa, știi? Nu prea am înțeles povestea jocului. Asta mă agită așa puțin. Dacă ați înțeles voi mai bine, spuneți-mi în comentarii. Deci eu sunt blocat aici, încerc să scap. Dar nu înțeleg ce se întâmplă cu toate caracterele acestea. De vor să mă omoare. Care-i faza? L-avem pe Goofy, l-avem pe tipul ăla cu cerneală pe el și cu față ciudată, cu fața asta de pe fundal. După care l-avem pe tipul ăla îmbrăcat de tot în cerneală, care chiar e caracterul de pe carton, cred? Oare este aceeași? E puțin ciudat, nu știu, n-am înțeles chiar de bine povestea, dar e un joc bun. Nu este un joc rău. Merită totuși $7. Cred că e puțin cam scump un singur capitol $7 pentru să plătești $7 pentru un capitol în care te joci, nu știu, 10 minute, 30 de minute? Nu știu. Dar e un joc bun, e un joc bun. Sper să apară pe Steam pentru că am văzut că l-a adăugat pe Greenlight. Deci sunt nerăbdător să apară următorul capitol, așa că fiți cu ochii pe acest joc și în momentul în care apare, anunțați-mă și pe mine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!